Chifle delicioase, gătim cu căsuța mea din produse lactate naturale din cel mai bun lapte. Adăugați ouăle foarte reci, împreună cu laptele în bolul unui mixer. Tot aici se adaugă zahărul, făina, sarea și finisăm cu drojdia uscată. Frământați aluatul folosind un cârlig de aluat la prima viteză, timp de 8-10 minute. Încorporați untul foarte rece în 4-5 etape, de fiecare dată așteptând ca aluatul să se încorporeze. Apoi treceți la a doua viteză și continuați să frământați încă 10-15 minute sau până când s-a dezvoltat fereastra de glutin în aluat. Acoperim aluatul cu folie alimentară și dăm la frigider pentru o oră. Apoi împărțim aluatul la câte 60-70 de grame fiecare. Modelăm bile și lăsăm să se odihnească 15 minute. După 15 minute formăm din nou bile. Se acoperă cu hârtie de pergament și lăsăm să crească 2 ore. Înainte de a da chiflele la cuptor, ungem cu lapte și ou bătut. Presărăm cu susam și dăm la cuptor. Când s-au rumenit decent, chiflele putem savura cu plăcere. Iar noi vă mulțumim pentru vizionare. Poftă bună!